Luați pe sus în această dimineață. Suspecții fac parte din clanul Metin, unul dintre cele mai periculoase, spun polițiștii. 7 persoane vor fi duse la audieri. Colegul meu, Tudor Otulescu, știe mai multe despre acest subiect. Tudor, bună dimineața! Care sunt acuzațiile care li se aduc celor 7? Bună dimineața! În primul rând este o acțiune a Poliției Capitale împreună cu procurorii parchetului Tribunalului București pentru a destructura gruparea lui Ahmet Metin, un turc care încearcă să-i stabilească o zonă de influență în cartierul Apărătorii Patriei. Gruparea lui este alcătuită tot din cetățeni turci, în marea lor majoritate rude ale acestuia, iar ei au fost implicați într-un scandal acum o săptămână, când unii dintre membrii clanului au tras câteva focuri de armă. Acel caz este al 24-a situație din capitală în care este folosită o armă cu bile de cauciuc. Iar polițiștii în acest moment încearcă să-i ridice cam pe toți membrii clanului care acționează în acea zonă. Este un clan deosebit de periculos pentru că Ahmet Metin este și prieten cu renumitul interlop Sandu Geamănu, interlop care în acest moment este în arest acuzat de omor deosebit de grav și se pare că va face închisoare pe viață. Oricum, membrii clanului în acest moment sunt aproape toți luați de poliție. În acest moment sunt 7 percheziții domiciliare, iar polițiștii, în afară de suspiciunile pe care le au de infracțiuni de violență pe care aceștia le fac, se pare că au găsit și altă marfă de contrabandă care îi vor determina să-i închidă pe aceștia pentru multă vreme. Tudor, îți mulțumim. Valentin Radu, campionul național.